Nu pot să-mi scot din minte imaginea mamelor refugiate din Ucraina, cu o mână împingând un cărucior, cu cealaltă cărând un troller sau ținând un copil de mână. Rămâneți puțin cu mine pe această imagine. E mai mult decât imaginea zilei la o televiziune sau altă. E de fapt imaginea mamei din toate timpurile, mama care face orice pentru a-și ține copiii în siguranță că e război sau pace, că e în Africa sau în România, că e educată sau neșcolită, fiecare mamă e unică. Zilele acestea, mamele din Ucraina, de la vamă sau din adăposturi, ne-au dat o lecție de viață. Fiecare în felul ei luptă pentru copilul său. Așa că astăzi punem reflectorul pe imaginea mamei, dincolo de camera de luat vederi, prin ochii copiilor lor. Sunt Anca Porumb. Bun regăsit la microfonul părinților. Astăzi, așa cum spuneam, punem reflectorul pe mamă și o să o privim prin ochii copiilor săi. Zilele acestea am văzut multe imagini cu mame, mame care își duceau copiii pentru a-i pune la adăpost, pentru a-i ține în siguranță. Și aceste imagini ne-au înduioșat pe fiecare dintre noi. Așa că această emisiune, emisiunea de azi, le este dedicată lor, mamelor din Ucraina. Împreună cu noi în studio, trei copii, mai mari sau mai mici, care ne vor povesti despre mamele lor. Împreună cu noi se află Sara Iftime. Bun venit, Sara! Bine v-am găsit! De asemenea, cu noi se află Levi, Levi Cristia. Bine v-am găsit! Și Andrei Dință, un copil mai mare. Da, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Andrei este pastor, Sara și Levi sunt elevi și împreună vom vorbi despre mama. Asta e punctul comun. Pe oricine am aduce pe această canapea, am găsit puncte comune și unul din punctele noastre comune este mama. Așadar, cei care ne privești, cei care ne aud la radio, nu le cunosc pe mamele voastre. Vorbiți-ne puțin despre ele ca să ne facem și noi o idee cine sunt mămicile voastre. Sara, văd că te uiți așa cu ochii mari la mine, sigur vrei să-mi spui cum e mama ta. Mama mea este grijulie, iubitoare, veselă și iertătoare. Iertătoare înseamnă că faci tu multe prostii de zici că mama iertătoare. De obicei, da. A, de obicei faci multe năzbâtii. Foarte interesant. E bine că ai o mamă iertătoare, Sara, având în vedere că tu ești așa de năstrușnică. Levi, cum e mama? Mama este la fel. Bună, iubitoare, uh, grijulie. Uh, îmi, face, uh, îmi place că îmi face aproape toate poftele. Uh, În ce sens? Ce, ce pofte îți face mama? Păi îmi face mâncarea mea preferată. Care sau, e? Uh, Cartof la cuptor sau ciorbă reduță. asta e bună. Uh. Când ai teste grele, sigur mama îți face o ciorbă bună. Da, și când am teste, vine și mă ajută să repet pentru ele. Când urmează o ascultare la biologie sau la chimie în a doua zi, în seara, într-o seară, vine și mă ascultă. E frumos că este alături de mine în momentele în care am nevoie de ea. Oricând e mama alături de tine. Da. Andrei, ce ne spui tu despre mama ta? Cred că mama este cea mai sensibilă persoană pe care am cunoscut-o vreodată, persoana care simte împreună cu, cu cei de lângă ea, o femeie credincioasă care îl iubește pe Dumnezeu și îi iubește să facă binele. Pe lângă toate lucrurile acestea, pot să spun că mama este persoana care e acolo în orice situație pentru, pentru copiii ei și pentru mine. De fiecare dată când am apelat la ea, orice ce făcea, lăsa deoparte și mă asculta. A fost susținătorul meu permanent de-a lungul vieții și este în continuare. Și știu că în ea am toată încrederea și toată baza atunci când vreau să îi cer un sfat, ajutor cu orice lucru. De multe ori, chiar dacă nu are, face rost și îmi oferă. Așa că, mama este oarecum salvare din orice problemă, din orice necaz, un confident, un sfătuitor și un om care este dornic în fiecare moment să fie acolo când este nevoie de ea. Cred că uh, mulți dintre noi, cei care vă ascultăm, ne regăsim în ceea ce ați povestit despre mamele voastre. Pentru că și mamele noastre sunt bune și iubitoare și ceea ce așteptăm cel mai mult de la mamele noastre e să ne iubiască, nu i așa? Da. Dacă mamele ne iubesc, sunt perfecte, totul e bine. Uh, ce vă place cel mai mult la mamele voastre, dar cel mai mult? Păi e mama mea. Este o gospodină. În bucătărie, când stă, uh, face niște mâncare foarte, foarte bună. Uh, de obicei, seara simt miros de prăjituri, de uh, mâncare foarte gustoasă. Iar a doua zi, mă trezesc cu cei mai bun pe masă. Deci și seara te culci cu acel miros plăcut și dimineața când te trezești, din nou un alt miros care te îmbie să te trezești, să da. începi ziua. Asta îți place ție la mama? Da. Sara, e ce îți place la mama ta? Îmi place cel mai mult, de asta am și enumerat, am pus-o pe primul loc, este grijulie, pentru că dacă o mamă îți poartă de grijă, e indiferent, adică în orice moment, este cel mai bine, pentru că dacă îți poartă de grijă, tu ești ferit de orice rău care, care te poate ataca. Așa este. Dacă ne gândim acum la Copiii aceia din Ucraina care suferă pentru că cad bombele în jurul lor, ceea ce le dă siguranță, cred eu, e faptul că mama lor e acolo, lângă ei, și îi ține de mână și nu îi lasă. Asta a fost imaginea care cred că ne-a rămas tuturor în minte. Ați văzut și voi la știri, probabil. Mamele cu copii de mână. E imaginea care definește cel mai bine mama și Sara cred că ai remarcat bine că. Asta îți trebuie ție ca copil. Să știi că mama e grijulie, că mama te ține de mână și e lângă tine. Și e valabil și pentru mari și pentru mici. Da, pentru că atunci când te ține de mână sau îți zâmbește, îți dă o îmbrățișare, îți dă un sentiment de siguranță. Că ești în siguranță și că nimic nu, nu ți se poate întâmpla când este ia prin preajmă. Așa este. Foarte bine punctat, Sara. Andrei, tu ești mare de acum, ești și căsătorit ce îți place ție cel mai mult? Deja o vezi cu alți ochi pe mama. Într-adevăr, ea a rămas aceeași. Am rămas copilul ei, indiferent de vârstă, indiferent de locație sau că am deja familia mea. Chiar dacă nu ești lângă exact, ea. Exact, exact. Ea rămâne aceeași și mă privește cu aceeași ochi duioși, aceeași grijă de care vorbeau și copiii înainte. Dar cred că ceea ce apreciez cel mai mult la mama mea este atenția la detalii. Lucruri pe care uneori nu le observ sau nu-mi dau seama despre ele, mă face atent și spune, uite, aici este bine să facem lucrul acesta. Este foarte atentă la detaliile din gospodărie, atentă în ceea ce privește creșterea fraților mei, în ceea ce a privit creșterea mea. Sunt lucruri importante pe care ea le-a observat acolo unde nimeni nu le observa. Și asta aș aduce o ca o apreciere de vârf pentru viața ei. Iar un alt lucru foarte important este atenția înspre rugăciune. Când vorbim despre grija mamei, trebuie să vorbim și despre faptul că mama are o, o unealtă foarte importantă, așa nume rugăciunea. Orice mamă și rugăciunea oricărei mame este o rugăciune atât de profundă, de duioasă, care strigă într-adevăr nu spre ajutorul ei, ci spre ajutorul copiilor ei. La fel ca imaginea asta din Ucraina, cred că toate mamele și au înălțat gândurile, sentimentele spre Dumnezeu ca copiilor să fie bine, probabil indiferent ce s-ar întâmpla cu ele. Asta este mama adevărată, mama care într adevăr îi pasă mai presus de binele ei, de binele copilului ei. Așa este. Dar spune-mi Andrei, ți-ai surprins vreodată mama rugându-se? Adică știm cu toții că mamele noastre se roagă pentru noi. Dar ai surprins-o rugându-se pentru tine sau pentru ceilalți frații ai tăi? De multe ori am observat-o rugându-se și mai ales am observat-o în momentele grele prin care trecea familia în unele cazuri. Într-adevăr, lacrimile și rugăciunile mamei sunt prețioase pentru că au în ele esența dragostei divine. Și atunci când priveam la mama în acele momente de rugăciune, Simțeam într-adevăr că suntem cu toții protejați. Poate uneori noi nu ne rugam suficient sau poate nu eram destul de atenți în aspectele acestea, însă mama niciodată nu ceda să conducă lucrul acesta spiritual mai departe și pentru noi. Un adevărat mijlocitor, aș putea spune, pentru familia noastră. După cum ați observat și voi, noi, mamele, avem obiceiul de a exagera. Exagerăm cu înfofolitul, mai ales iarna, căciulă, fular, mănuș, geacă groasă. Exagerăm și când au copiii noștri teste, învață, ai repetat, sigur ai învățat. Exagerăm. Când ați observat voi că mamele voastre exagerează? În ce puncte exagerează ele așa, în mod evident? Uh, păi, cum ai spus, de exemplu, toate mamele exagerează la această latură să ne îmbrăcăm bine, să ne înfofolim, să nu răcim Deși ele au dreptate pentru că ne putem alege cu o răceală, cu o boală destul de nasoală din această neascultare Dacă nu le ascultăm Dar ție îți place să te înfofolești? Nu eu nu supor de când eram mic fularul la gând am putut să-l pune niciodată. Dar mama um. continuă să vrea să te înfofolească? Da. <laughs> deci mămicile sunt tipice. Sara, tu ce poți mm -hmm. să ne spui despre exagerările mămicii tale? Eu cred că mama mea exagerează mult cu curățenia, pentru că atunci, chiar în momentul când termină de dat cu mopul sau de aspirat. Și îmi dau pe jos sau fac o urmă mai într-o încălțată Îi dau așa o stare și îmi zic că abia am făcut curățenie Și de fiecare dată îmi pune în vedere faptul că schimbă -ți acum șosetele pentru că am să fac curat Și cred asta mă cam supără pentru că Poate atunci nu pot să mă dau și eu jos din pace să-mi iau șosete. Poate sunt și eu ocupată. Dar... Sigur, cum te deranjează mama când tu ești așa de ocupată? Da. Să-mi chiar atunci, în momentul ăla, la șosetele. <laughs> și asta mă deranjează cel mai mult. Și îi pui în vedere că exagerează? Nu, pentru că... De multe ori are dreptate, pentru că în unele momente nici eu nu sunt prea ordonată și chiar recunosc și cred că uneori nu greșește. Deci face bine ce face, chiar dacă da. exagerează. Dar asta mă supăr. <laughs> o să mai crească, nu i așa, Andrei? Așa este. Probabil că și tu vedeai exagerările mamei cu anumiți ochi la vârsta lor. Și acum ți se par normalități. Da, într-adevăr, ascultându-i pe ei, am retrăit momentele copilăriei când și mie lucrurile acestea mi se păreau exagerări. Însă acum mă uit la ele și îmi dau seama că ele de fapt nu sunt exagerări. Și noi cu mintea de copii, cu, cu mintea de atunci, le vedeam ca exagerări. Pentru că îmi dau seama, din grijă, din dragoste, apar și aceste lucruri. Și ele sunt mai mult decât normale și o mamă asta face. Asta intră în uh, serviciul ei de mamă, ca să spun așa, de a avea grijă ca orice lucru uh, pe care îl are copilul ei să fie bine organizat și bine întreținut. Și, deși le vedeam ca o exagerare, astăzi uh, vedem că acele lucruri ne-au format și suntem ceea ce suntem noi cei mari. Așa e. Și dacă tot vorbeai de serviciul de mamă, iubirea face parte din serviciul ei de mamă. E. Inclus, cum vă arată mama voastră că vă iubește? Mama mea, deseori, mi-arată că mă iubește atunci când îmi zâmbește, atunci când mă îmbrățișează, atunci când mă ține de mână și adesea, atunci când vin, mă sărută pe obraz. Eu cred că asta este părerea mea, că atunci când mama face aceste gesturi, mi-arată și... Îmi pune în vedere că mă iubește și că mă prețuiește pentru ceea ce sunt E important pentru tine să te simți iubită? Da, pentru că dacă trăiești într-un cămin în care cineva nu te iubește, nu te simți nici confortabil Pentru că atunci când știi că cineva te iubește așa cum ești, cu bune curele, ai așa un sentiment că e bine Că îți place, te simți bine ți -e bine în familia ta? Da! Te simți iubită? Da! Levi, ești mare, ești aproape adolescent. Cum e cu iubirea mamei? Mai ai tu nevoie să-ți arate mama că te iubește? Da, normal. Uh, cred că oricine are nevoie de iubirea mamei, de iubirea tatălui, de uh, iubirea bunicilor, rude, uh, prieteni. Uh, mie, mama mi-arată că mă iubește, când uh, vin, mereu mi-arată că mă iubește, dar în mod special atunci când vin de la școală și las uh, dezordine în cameră sau pe birou, um, ia fiecare lucru și mi-l pune acolo unde știe că eu mi-l pun și unde mie, mi-e la îndemână. Îmi face patul, um, uh, lucruri din acestea care de obicei uh, pot să ți se par mărunte. Bana. Da, dar ele Uh, fiind făcute de mama sau de uh, un părinte, uh, îți dai seama că prin aceste gesturi el te iubește și uh, îți vrea binele să, fii, să te poți concentra la ceea ce ai de făcut, să uh, nu-ți atragă atenția alte lucruri care sunt dezordonate prin cameră. Deci îți creează tot confortul ca tu să înveți. Da. Dar uh, când te ceartă, mama te iubește? Da. Pentru că știe atunci când mă ceartă, o face spre binele meu, pentru ca eu să înțeleg că acele lucruri sunt greșite și că ar trebui să le fac în așa fel încât ele să fie cât mai corecte și bune pentru mine. Bine ar fi ca întotdeauna să ai rațiune aceasta atunci când mama te ceartă. Andrei, ce poți să ne spui? Da. Mama își arată prin diverse metode dragostea. Îmi place foarte mult ideea aceasta că își arată prin afecțiunea ei dragostea. Însă, mama nu își arată doar prin afecțiunea ei dragostea, își arată și prin gesturile materiale, ca să spun așa. Odată cu creșterea mea. Nevoile mele au crescut din punct de vedere material, iar sacrificiile pe care le face, muncind tot mai mult pentru a putea să mă întrețină la școală și așa mai departe, au arătat un gest de dragoste. Pentru că dragostea asta înseamnă a da cu sacrificiu, și acest sacrificiu trebuie să arate a da cu sacrificiu tot ce ai, chiar pe tine însuți. Prin asta a arătat mama mea că mă iubește și și-a arătat dragostea față de mine. Acum, de curând, am fost acasă, mama stă în Bistrița, eu sunt în județul Iași, și e o distanță considerabilă și am anunțat-o, vezi că vin acasă. Așteptarea, dorul, arăta cu adevărat pe fața ei și când am ajuns acasă, după o îmbrățișare îndelungată, am simțit un miros. Mama e mamă și mâncarea oamenii a arătat din nou cât de mult mă iubește și cât de atentă e la detalii. M-a pus la masă și, într-adevăr, am simțit dragostea mamei mai mult ca oricând, atunci când m-am putut bucura să stau la masă și să mănânc din ceea ce i-am gătea de când eram mic. Unde-i mai bine decât la mama acasă? Exact. Um, da. Uh, hai să văd cât de bine le cunoașteți voi pe mamele voastre. De exemplu, voi știți care e mâncarea preferată a mamei voastre? Da. Uh, pentru că este mama mea. Uh, știu că îi plac cartofii uh, la cuptor, așa cum îmi plac și mie uh, cartofii copți. Cu, uh, și mie îmi place avocado și ei. Uh, îi place, îi, ei îi plac foarte mult salatele. Uh, asta cu salatele la mine nu prea merge. Mm. Uh, nu prea îmi plac salatele, dar ei plac foarte mult. Și tu i-ai făcut vreodată o salată, să-i faci așa o bucurie? Sau mai degrabă cartofi copți ca să mănânci și tu? Mai mult cartofi copți, dar am făcut și salată. Am făcut pentru toată familia. La un moment dat. Din să aia de să se repete, Levi. Să vine vara, nu e mai ușor. Da. Sara, tu știi care e mâncarea preferată a mamei tale? Da, lasagna cu legume, pentru că adesea, când mama mea, pentru că lucrează ca bucătăreasă, adesea mai face la locul ei de muncă, lasagna și alte mâncăruri. Iar dacă mai rămâne, bineînțeles, mai aduce și acasă. Și chiar mi-a spus că, adică de mai multe ori mi-a spus că preferata ei este lasagna cu legume și Totuși, am vreau ca atunci când am să cresc mare și am să știu rețeta, bineînțeles, să îi fac. Pentru că acum, pentru că sunt mai mică, nu pot să fac și nu cred că mi-ar da voie nici ea să fac. Dar când am să cresc, eu aș vrea să-i fac și ei o lasagna cu legume și să se bucure de mâncarea făcută de mine. Mă bucur că ai această dorință, Sara. Andrei, cu siguranță mama ta știe care e mâncarea ta preferată, dar tu o cunoști pe ei? Sunt câteva, dar dintre aceste câteva am să spun doar una care e așa De fiecare dată mama are o vorbă, aș mânca lucrul acesta oricând, oriunde, în orice fel Și anume sarmalele Și mă bucur că am ceva în comun și mama e bucătar de bază Și sarmalele pentru ea sunt or de câte ori pe zi nu ar fi nicio problemă, nu contează, nu există sintagma iar, sarmale, nu, e bine din nou și mă bucur că l-am -am moștenit -am muștenit o din punctul ăsta de vedere și mie îmi plac sarmalele. Iar pe lângă îi plac și lucrurile făcute din pește, este foarte, foarte mult îi place peștele, astea ar fi lucrurile care într-adevăr îi produc o plăcere atunci când le mănâncăm. Dar pentru că Andrei ne vorbea de detalii, hai să vă întreb despre un alt detaliu, culoarea preferată a mamei. Dacă nu știți, spuneți că nu știți, dar nu vă dați cu părerea. Eu, eu știu, știu că din totdeauna culoarea ei preferată a fost verdele, dar culoarea preferată, nu aceea care să o poarte mereu sau să o pună pe telefon sau așa este culo îi place cum arată această culoare. Se simte bine în natură, înseamnă mama ta. Da, foarte mult îi place în natură. Sara? Culoarea mamei mele preferate este albastru. Mamei mele preferate? Tu ai o mamă preferată sau mama are o culoare preferată? Din cauza emoțiilor știu Așa este, simpatică ești, bine. Sara. Da, am făcut și cacofonie, am făcut destule. Da, e foarte bine că ai emoții. Când vorbim despre mama, trebuie să avem emoții, pentru că mama e cel mai important lucru pentru noi pe pământul acesta și e foarte bine că avem emoții. Revenim la culoarea preferată a mamei tale. Este albastru. Albastru. Îi place foarte mult albastru. Și tu o să-mi spui acum că atunci când o să ai tu bănuții tăi, o să-i cumperi mamei tale o rochie albastră. No, asta nu mi-a venit în gând, dar am să fac și asta. <laughs> asta nu mi-a dat Ți-am dat câu. eu idee, Sara. Da. Cred că de 8 martie sau de ziua ei am să-i cumpăr o rochiță albastră. Andrei? Mie mi este greu să spun exact culoarea preferată a mamei. Cel puțin nu și-a exprimat-o. N-am auzit să și-o exprime vreodată, însă aș putea să o spun care este datorită culorii pe care o are în camera unde stă, în dormitor, și anume vișiniu. Este culoarea care și-a decorat-o și perdelele și cuvertura de pat. Totul este vișiniu. Covorul are nuanțe de vișiniu. Ba chiar la biserică, când a trebuit să schimbe covoarele, mama fiind acolo casieră și ocupându-se cu diaconia, spune, cumpărăm vișiniu. <gătări> uh, și uh, cred că asta este, asta este culoarea preferată. Din moment ce în ultimul timp numai vișiniu am văzut-o că uh, decorează peste tot. Probabil asta este culoarea ei preferată. Bun, testul preferințelor nu s-a încheiat. Mai am o întrebare ca să-l puteți trece, pentru că sunt multe flori în ultima vreme. Peste tot vedem flori, 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 că a venit primăvara. Voi știți ce floare preferă mama voastră? Nu de alta, dar e oca o ocazie potrivită ca să-i oferiți una. Uh, știu că floarea ei preferată este trandafirul, dar nu orice fel de trandafir. trandafir. Este un trandafir galben, dar galben deschis. Uh, știu că îi place foarte mult această această floare pentru că acum câțiva ani în urmă tatăl meu de o martie i-a adus niște uh, niște trandafiri uh, galbeni uh, care i-au plăcut foarte foarte mult și de atunci a fost prima dată când am aflat care este floarea preferată a mamei și de fiecare dată când se supăra asta țin minte de la Botoșani uh, orașul în care am locuit înainte, se supăra eu uh, îi spuneam mamei că am nevoie să mă duc să-mi iau un pix de la, uh, de la uh, librărie, dar lângă librărie era și o florărie și de acolo mereu mă întorceam cu un, uh, un trandafir galben, dacă găseam, dacă nu, căutam unul alb, pentru că și acela este foarte frumos. Și o îmbunai pe mama cu trandafirul? Uh, să-mi mama? Da... <laughs> Ia uite ce ușor e să le faci pe mămici fericite. Un, un trandafir, nu-i așa, sar? Da eu știu că florile, de fiecare dată florile i a înseninat în ziua lui mama pentru că îi plac, este pasionată și de botanică, foarte, foarte mult, și de acolo știu că îi plac foarte mult, narcisele și zambilele. Oh, e că, sezonul lor, Sara. Da, pentru că avem o grădină cu flori și cam aproape toată grădina o are semănată cu narcise și izambile. Ce frumos. Cred că e tare frumos în grădina voastră. Da. Ia să vedem Andrei. Da, mama are așa o paletă destul de largă, însă știu că ceea ce o bucură cel mai mult când vine vorba de legat de flori sunt toate florile care sunt în ghiveci. Mami mele îi place să aibă grijă de ele, să le ude, orice plantă, orice floare care este în ghiveci, este binevenită și uh, o atrage din punctul ăsta de vedere să știe că și are grijă de ele când intri în casă într-un în casa părintească peste tot ghivece cu plante cu flori, agățătoare regina nopții toate soiurile de, de plante mama le îngrijește și le are cu dragă în casă cred că astea sunt preferatele ei bineînțeles că se va bucura și de un buchet de flori categoric <laughs> Ce vă place să faceți împreună cu mamele voastre? Noi ne place să ne plimbăm cu bicicleta, să ne jucăm diverse jocuri, cum ar fi fluturașul, vara obișnuiam, când, ave, când venea vorba să jucăm un joc, vara obișnuiam foarte des să ne jucăm fluturașul. Ne place să facem, să o ajut să, la lucrurile casnice, în grădină, în casă, să facem mâncare împreună. Deci să fiți împreună. Da. A, eu, din punctul meu de vedere, asta este cel mai important. Indiferent că jucați fluturașul sau că faceți mâncare, să fiți da. împreună. Și să o facem cu bucurie. Bineînțeles. Andrei, da. ce-ți ție să faci cu mama ta Acum ești la casa ta, dar când erai tu de vârsta lor, poate. Poate e ciudat, dar cel mai mult îmi place să fac teme cu mama. De ce? Chiar pentru că, că Da. <laughs> pentru că mama era foarte bună la matematică. Iar eu eram așa, un pic cam paralel cu ceea ce privește știința exactă. Și știam că ajung acasă, îmi va explica și mai bine ca profesorul și voi merge și cu tema făcută. Iar profesorul de matematică avea un obicei, cine își făcea tema foarte bine și nu era nicio greșeală, temele erau destul de grele, primea un 10 și știam că ajung acasă și deja un 10 e ca și făcut. Mama era cea care m-a ajutat și era o plăcere să fac temele cu ea, pentru că e o anumită presiune când veneai de la școală, iarăși am teme, iarăși... Mama, făcând teme cu mine, era așa o povară luată. De fiecare dată veneam de la școală și eram liniștit. Știu că mama e acolo și mă ajută când am nevoie din punctul ăsta de vedere. Așa că pentru mine, într-adevăr, temele erau și o plăcere să le fac cu mama mea. Interesant, Levi? Păi, uh, mie cu mama îmi place să uh, mă joc jocuri, anumite jocuri de societate, așa, cu uh, și cu sora mea și cu tatăl meu când uh, m-a dat pe acasă. Uh, îmi place foarte mult cu ea să stau uh, pe la bucătărie. M-am uh, bucăt învățat să fac destul de multe prăjituri. Ce știi să faci? Uh, știu să fac uh, uh, cake, știu să fac uh, o prăjitură cu banane și ceva ciocolată. Uh, mai multe. Am încercat odată să fac și o ciorbă, dar nu prea a ieșit. Nu nimic, perseverează, Levi. Mai ai până pleci de acasă. Da. Care sunt pasiunile mamelor voastre? Ce le place lor să facă, ce le pasionează? Mama, fiind educatoare, îi place foarte mult să lucreze cu copii. Știu că mereu, în fiecare seară, își pregătește cu uh, foarte, mult, uh, foarte multă dragoste ce, uh, ce activități trebuie să facă pentru a doua zi uh, O mai ajung și eu din când în când pentru... Te pune acele... să decupezi da, chiar acum o săptămână am decupat ceva ca să-i ajute pe o copii să facă niște picturi cu uh, niște forme de animale. Uh. Se pregătește foarte mult în această perioadă, pentru că o va trebui să fac o inspecție, va veni o inspecție la ea și uh, se pregătește mai mult ca niciodată pentru... Dar oricum uh, asta o pasionează, să lucreze da, cu copii. Da, îi, îi place foarte, foarte mult să lucreze cu copii și la întâlnirile de licuriști, de la biserică se implică și uh, îmi place foarte mult. Așadar, mamei tale îi place cu copii, dar mamei tale, Sara? pasiunea mamei mele, ceea ce o știu de când eram mică, este gătitul. Pentru că atunci când gătește, pune dragoste. Și că atunci când o face, o face cu atât cu atâta plăcere încât e, dacă pune dragoste, pasiune și răbdare, este mai bun ca de obicei. Când, uh... Deci se simte dacă o mâncare are dragoste sau nu are dragoste? Se simte la gust? Nu la gust, dar se simte când o mănâncă, când o face, când zâmbește, când cântă. Um, prin uh, multe gesturi arată că um, pune dragoste în mâncare. Deci tu știi că atunci când mama cântă, mâncarea o să iasă super. Da, pentru că este bucuroasă. Că de obicei mama mea mai are supărări și trebuie Ca toate să facă... mamele. Da, trebuie să facă mâncare, dar atunci când o face supărată și trântește ingredientele în oală, nu să bună deloc. Parcă nici nu-mi vine să -mi mănânc. Dar atunci când este bucuroasă, când îi reușește un lucru, devine și mai fericită. Și o face fericită cântând. Păi ia gândește-te, poate ai supărat-o tu și de asta nu iese mâncarea bună. Nu, cred. Nu. Tu nu, nu ești de vină. Nu. nu, eu nu sunt de vina. E bun. Andrei? Mamei place foarte mult să coase goblene. E una dintre pasiunile ei. O altă pasiune ar fi să se plimbe prin natură. Iar una dintre pasiunile acum, mai recente, să stea la povești cu mine. Când ne punem amândoi să povestim, nu prea ne ajunge timpul, nu mai are loc nimeni de noi și discutăm foarte multe lucruri. E o plăcere pentru ea să vorbească. Și, și pentru tine să stai de povești cu mama Exact, da. Ea știe să asculte, știe să sfătuiască și totodată și mie îmi place să ascult. Parcă de multe ori ne înțelegem doar din priviri, și asta ne ajută în relația pe care o avem. Am o întrebare grea pentru voi. Ce o face pe mama voastră fericită? Uh, Mamei mele uh, îi place foarte mult atunci când se întoarce de la servici uh, să găsească în casă curățenie. Cred că oricărei mame i-ar place acest lucru. Uh, știind că nu era foarte, foarte multă curățenie plecând dimineața de acasă. Dacă ne întoarcem mai devreme de la școală sau trebuie să stea ea mai mult la servici, îi place foarte mult să găsească curățenie în casă și masa pusă câteodată. Și dacă tu știi asta, faci curățenie până vine mama? Uh, eu uh, ajung un pic mai târziu acasă de la școală până se termină mama la uh, muncă, dar uh, sora mea Miruna în ultimele zile chiar a făcut curățenie în casă și mama s-a bucurat foarte mult. Mă bucur că vă completați. Ce crezi tu Sara că o face pe mama fericită? Pe primul loc um, cred că pe mama mea o face fericită atunci când îi reușește un lucru. Pentru că, de exemplu, dacă își propune să facă ceva, un lucru manual sau prin casă, unele treburi și îl reușește și îl face și cu bine, este foarte fericită. Și de multe ori am văzut-o când urcam la etaj sau când stăteam uh, jos, făcea un lucru și când îl reușea, zâmbea, ieșea din cameră fericită. Și cred că de aceea place, îi place mamei mele. Dar tu cauți să o faci fericită pe mama ta? Da, pentru că de obicei când văd că, că mă, își dă silința să fac un lucru și nu reușește, o întreb dacă pot să o ajut cu ceva. Și dacă zice da, o ajut cu plăcere, pentru că chiar dacă mai greșesc pe parcurs, pentru ea contează că m-am oferit. Dar ascultarea ta o face pe mama fericită? Da. De multe ori a făcut-o fericită când mi-am făcut teme în plus sau când mi le-am făcut pe toate, detaliu cu detaliu, n-am greșit nimic. Și, ă, asta cred că îi place cel mai mult. Am vrut să o pun pe primul loc, dar am zis să. Așa mă gândeam și eu. Să -o... -o pun pe ultimul loc. Uh, da, Andrei, uh, acum uh, că nu mai ești acasă, cum o mai faci pe mama fericită? Uh, cred că fericirea mamei este prin faptul că ne știe pe noi fericiți și sănătoși. Uh. Cred că asta este fericirea de plină și împlinirea mamelor, când copiii lor sunt într-adevăr bine, sănătoși, când au succes în ceea ce și-au propus. Pe mama am văzut-o foarte fericită de fiecare dată când încheiam câte un ciclu școlar. O vedeam la absolvire și era mândră. Pentru ea fericirea era împlinirea copilului ei. Astăzi, la fel, dacă mă știe pe mine fericit, dacă mă știe pe mine împlinit din toate punctele de vedere, profesional, material, din punct de vedere al familiei, și ea este fericită și nu-i mai trebuie nimic altceva pentru a-și exprima această împlinire. Hai să vedem și uh, reversul, ce o întristează pe mama Andrei. Cred că momentele, uh, e opusul la ceea ce o face fericită. Uh, momentele în care noi trecem prin anumite greutăți. Uh, Boală, suferință, lucruri care ne produc nouă un deranj, atât fizic cât și spiritual, mamei îi produce la fel. Nu de multe ori a simțit că noi nu suntem bine și i s-a transmis și ei starea aceasta. Tristețea mamei vine în momentul în care noi nu suntem bine, copiii ei. Și ăsta este principalul lucru care aduce tristețe. Supărări vin din diferite motive, dar tristețea e un sentiment mai adânc, care produce niște lucruri mult mai profunde în viața mamelor noastre. Sunt curioasă, Sara, dacă ai înțeles ce o face pe mama ta să fie tristă, dincolo de supărările zilei și problemele care apar atunci când fac o alegere greșită. Pentru că cred că nu numai, nu sunt eu singurul copil care când, de exemplu, eu am această problemă, când îmi zice mama, prindeți părul, eu mă, mă supăr foarte tare și vreau să mi-l las desprins și insist și insist și până la urmă mi-l las cum vreau eu. Eu cred că pe asta o face tristă, deși știu că ea mi-a spus ceva și mi-a spus că nu este bine, că trebuie să ți-l lași prins ca așa stă mai bine sau așa e mai bine pentru tine. Și eu fac contra ce a zis ea, mă face foarte tristă. Neascultarea ta, revenim la neascultare. Aceeași problemă. Cam așa e, Sara. De fiecare dată când copiii nu ascultă, mamele se întristează pentru că ele își dau seama că nu e vorba numai de prinsul părului azi. E vorba de ce vor fi ei când vor fi mari. Înțelegi? E mai mult decât o codiță astăzi. Cu timpul am înțeles și eu asta. Când eram mai mică, n-am înțeles și am crezut că uh, ea vrea să nu-mi bine și că ea nu vrea, uh, nu vroia bine de, uh, binele, dar cu timpul am înțeles că de fapt îmi vrea binele și că vrea vrea contra la, în contra la ce gândesc eu. Dar ea îți vrea binele, chiar dacă tu nu ești de acord pe moment. Și chiar dacă eu în gândul meu am alte am alte gânduri, alte idei că. Dar ai observat? Uh, cum se schimbă situația în casă atunci când nu vrei să faci cum zice mama, dar faci până la urmă? Da, asta chiar puteam să pun pe lista uh, lucrurilor care îi plac. Că, de multe ori eu, după ce m-am retras într-un colț și m-am făcut cum vreau eu, după aia mă gândesc. Dar oare ea nu vrea binele? Oare cum îmi stă mie mai bine? Cum zice ea sau cum zic eu? Că eu sunt un copil, eu sunt mică, nu știu prea multe. Ea este trecută prin viață, ea știe, a văzut unele lucruri și mă gândesc. Cred că mai bine fac cum spune ea, pentru că chiar dacă mă gândesc că nu este bine, până la urmă am să ajung la vorba ei. Cu siguranță. <laughs> Levi după ce ne-a explicat, Sara, cum e cu binele pe care ni-l vrea mama, mai ai ceva de adăugat? Uh, da, pe mama mea o întristează atunci când mă cer cu sora mea. Uh, astea, conflictele astea sunt aproape zilnice, pentru că nici eu nu mă las, nici ea nu se lasă. Uh, când începem un joc, uh, de exemplu, un joc de, na, de societate. Uh, știm că nu se termină fără să ne ceartăm pentru că sunt uh, unele reguli care ori le bagă de la ea ori zic eu că nu e adevărat ori, ori își mai bagă cineva niște bani sau niște resurse uh, uh, care nu îți nu aparțineau și fiecare o ține pe a lui erau ale mele, bă, nu nu erau ale tale uh, cam așa astea. arată conflictele între tine și sora ta uh. Astea sunt alea mai frumoase. Care se pot spune. Da. Nu vrem să ne povestești din categoria cealaltă, dar e clar că o întristează pe mama. Da. Și pe mama, și pe tata. Și cu neascultarea îi, uh, îi deranjează pe părinți și îi întristează foarte mult, dar nu doar pe ei și pe Dumnezeu. Da, eu mă bucur că voi vă dați seama de treaba asta, dar întrebarea e atunci, de ce continuați să fiți neascultători, dacă voi știți cum stă treaba? Uh, câteodată, mai uiți, uh, dar uh, și pentru că uh, câteodată nu mai pot să-ți uh, țin nervii cum ar veni. Ah, apropo de nervi, chiar aveam o întrebare la capitolul acesta. Cum face mama când se enervează? Ca o mamă. Și cum facem? Că, să știi că nu e ca o mamă. Că unele mame se enervează în tăcere. Altele mame, alte mame au un difuzor, volumul la maxim când se enervează. De asta vă întreb. Păi, mai toate mamele fac așa. Uh, dar nu chiar să țipe, să se audă la vecini, să... Uh... Reglează volumul, da? Da, și oricum, după ce ne ceartă, după ce uh, se supără pe noi, uh, la urmă, uh, după acea, uh, avem o discuție în care uh, vedem ce am greșit și mereu se încheie cu o îmbrățișare sau cu uh, un gând frumos. Uh. Asta e bine. Sara, acum... se mai supără mama pe tine câteodată, nu? Da, dar acum depinde de cât. Decât de cât de nervoasă. Uneori este foarte nervoasă, iar alteori supărată. Dar după... ce, ce, reușești să faci Sara de o, o faci să fie foarte nervoasă? Am obiceiul să uit asta. <laughs> nu nu mi-amintesc foarte, foarte des ceea ce fac, pentru că de seara sau după ceea ce fac acest lucru, stă puțin supărată sau vrea să fie singură. Iar apoi vine la mine, eu îmi cer iertare, ne îmbrățișăm și nu mai suntem certate. Acum am înțeles de ce uiți. Uiți pentru că ai fost iertată și e foarte bine să fie așa. Și știi ceva, Sara? E, și mamele uită. Pentru că dacă ar ține la suflet toate prostiile pe care le fac copiii, toate sfidările, toate neascultările, ar fi durere. Dar așa, mamele uită și în fiecare dimineață, sunt dispuse să o ia de la capăt. E bine, așa, nu? Ne mai zilnic ne dă câte o nouă șansă. Exact, e minunat, nu? Nu de. A, nu de, de fapt, de asta se și spune că mama îl, îl reprezintă pe, pe Dumnezeu. Pentru că și Dumnezeu ne dă o nouă șansă, nu e așa? În fiecare zi. Da. Andrei? Da. Cum e cu enervatul, cu supăratul, îți mai aduce aminte? Da, știu că ne o morală bună. De acolo ai învățat să ți predici că ești pastor? Nu chiar. Dacă aș acționa tocmai în felul acesta, poate unii s-ar supăra cam tare. Ne ținea o morală destul de strașnică. Uneori ne și corecta mai, mai sever. Doar înspre a ne atenționa că lucrul acela nu este bine și că de obicei Supărările sau ieșitul acesta din calmitate venea tot din cauza noastră, a copiilor, și atunci trebuia să se îndrepte cumva, și noi trebuia să vedem că prin atitudinea ei ea dezaprobă ceea ce făceam noi. E o metodă didactică prin care și Dumnezeu tot așa încearcă să ne educe, să ne arate că nu este bine ceea ce facem. După această morală, intervenea un timp în care eram lăsați să reflectăm la ceea ce am făcut. Și atitudinea ei era o atitudine liniștită, de tăcere, în care vorbea cu noi doar strictul necesar. Și noi simțeam că este supărată și că trebuie să facem ceva, să-i demonstrăm că ne pare rău pentru ceea ce am făcut și de a scoate-o din această stare. Pentru mine cel mai dureros nu era că mă certa sau că mă pedepsea, nu dădea voie să stau la calculator sau să ies afară cu, cu prietenii mei. Cel mai dureros lucru era când nu vorbea cu mine decât ceea ce era necesar. Hai la masă, hai să-ți dau haine sau știu eu alte lucruri strictul necesar. Era cea mai mare durere pentru mine. Iar prin asta mi-am dat seama că trebuie să mă schimb și trebuie să fiu mai atent la ceea ce fac, ceea ce spun, ca să nu-i mai produc acea supărare și să o scot din liniștea pe care o are. Am înțeles. Cum arată după voi o mamă bună? După părerea mea, o mamă bună arată dacă aș descrie o ca mama mea. Dar, ca să zic așa, să zic niște însușiri, exact. cred că în primul și primul rând ar trebui să fie răbdătoare. Apoi, să fie veselă. Și o mamă care găsește o soluție la fiecare problemă, cred că este o mamă potrivită chiar și pentru 100 de copii. Dacă ar avea, dacă ea are idei pentru fiecare problemă care o face copilul sau îi se întâmplă să aibă o soluție. Am înțeles. Foarte interesantă treaba cu 100 de copii. Levi? Păi, o mamă bună este uh, mama mea, din punctul meu de vedere. Uh, îți uh, are grijă de tine, uh, chiar și când e vorba de exagerări, cum am vorbit înainte. Uh, o mamă bună te ajută să treci peste momente grele pe care uh, le întâmpini în viață. Uh, o mamă, o mamă perfectă nu există, dar o, o mamă bună, da. Mama bună este aceea pe care o ai, de, pe care o iubești. Îmi place concluzia ta, Levi. Andrei, cum e cu mama bună? Mama bună este mama care te ajută să fii responsabil, te ajută să te pregătești pentru ceea ce stă în fața ta, în viața și în lumea în care trăim astăzi mama bună este cea care îți oferă acea educație și te învață cum să te comporți cu cei din jurul tău. Este cea care îți oferă un exemplu demn de urmat și care te conduce în orice compartiment al vieții să fii într-adevăr un om cu principii, cu valori. Mama bună nu înseamnă mamă perfectă. Pentru că chiar și prin slăbiciunile sau defectele ei, modul prin care ea se corectează și luptă să și le corecteze e un exemplu pentru fiecare dintre noi, mai ales pentru noi copiii, pentru că noi vedem și lucrurile acestea. Și mamele au luptele lor, și mamele au lucrurile care le provoacă anumite supărări, dar când le vezi că luptă și doresc cu adevărat să le depășească, e un exemplu de urmat. De aceea, mama bună este un exemplu o eroină, nu pentru că este perfectă, nu există, așa cum spuneau și înainte, nu există mamă perfectă, însă mama bună este acea mamă care te învață cum să procedezi și cum să rămâi într-adevăr un om de caracter și un om bun în această lume. Apropo de uh, exemplu, ce puteți spune, ce lucru deosebit ați învățat voi de la mama voastră? Ce vă învăța mama voastră să faceți? În primul rând Să mă comport frumos cu ceilalți În al doilea rând Să nu pun uh, fericirea pe lucruri materiale Cum ar fi o păpușă, o jucărie bun, cal de jucărie Mai mai multe Să îmi pun fericirea pe o relație cu Dumnezeu Și și mama a învățat, bineînțeles, să fiu cinstită și credincioasă. Andrei? Cred că cel mai depres lucru pe care l-am dobândit de la mama mea este rugăciunea. Mi-aduc aminte de o ocazie în care eram la biserică și am fost invitat să mă rog la Amvon și aveam vreo 5 ani. A venit pastorul în sală să-mi spună ceva la ureche și mama zice ce-ți-a spus pastorul. Pei mi-a spus că trebuie să mă rog la finalul programului. Era o hirotonire de pastor, era biserica plină, conferința era prezentă. Și mama când a auzit că eu trebuie să mă duc să fac rugăciunea de încheiere, a început să-i se moaie picioarele. Ce o să spui tu acolo? Și toată predica, oră și ceva, mi-a cum trebuie să mă rog, cum încep, cum mulțumiri, apoi cereri, să nu le amestec. Să... Și astăzi mi-au rămas cuvintele de atunci, de... 22 de ani mi-au rămas aceleași cuvinte, când te rogi, forma cum te rogi, cum trebuie să te adresezi într-o rugăciune publică, cum trebuie să vii înaintea oamenilor. Mi-aduc aminte de fiecare dată când sunt pus să mă rog și mă rog, mi-aduc aminte, trebuie să țin ordinea de care am fost învățat. M-am învățat foarte multe lucruri, dar asta îmi rămâne așa ca un lucru strălucitor pentru, pentru viața mea și pentru obiceiurile bune pe care le am. Rugăciunea, așadar. Uh, Levi? Uh, eu cred că cel mai important lucru care m-a învățat mama și cel care, care o să fie cel mai de folos în uh, viață este să am încredere în Dumnezeu și uh, mereu să nu renunț, să, uh, să fiu perseverent mereu și să um, am încredere că Dumnezeu va lucra în viața mea și că voi aduce rezultate bune în lucrurile în care am nevoie să, de ajutor. Sunt convinsă că asta este și rugăciunea mamei tale. Și vorbind de rugăciune, când vă rugați pentru mamele voastre, ce îi cereți lui Dumnezeu să le dea lor? În principal, îi lui Dumnezeu să le parte de grijă. Pentru că e cel mai important ca mamele noastre, adică chiar și noi, ca copii, să știm că mamele noastre sunt în siguranță, că sunt fericite, că unde stau, stau bine și sunt bine, în regulă. Deci vrei să știi că mama e bine, că e în siguranță. Tu ce-i cer, domnului Levi? Eu uh, când mă rog pentru mama, îi cer mereu lui Dumnezeu să uh, îi dea răbdare cu mine, cu sora mea, uh, și mai ales pentru sănătate, și uh, pentru uh, serviciu să poată să-i îndrume bine pe acei copii. Uh, mă mai rog ca Dumnezeu să aibă grijă de ea în, uh, în lucrurile importante pe care le are de făcut de exemplu, în niște examene a avut pe uh, la master și uh, mereu mă rugam domnului ca uh, ea să ia o notă bună și chiar a luat. Uh. Ești foarte pragmatică, uh, Levi. Andrei, tu te pentru mama ta, mai ales că nu o vezi prea des. Ce-i domnul? Liniștea e nevoie de liniște în timpul acesta și cred că dacă este liniștită, sunt sigur că va face față la orice ce va veni. Mă rog ca să aibă grijă de ea să nu se... pentru sănătate, pentru, dar știu că lucrurile acestea vor veni într-un fel sau altul. Sau e mare șansă să apară în viața ei, dar dacă va avea liniște și va avea siguranța faptului că Dumnezeu este cu ea, sunt sigur că va trece peste orice lucru. Să rămână credincioasă, să rămână la fel de uh, bună cu cei din jurul ei ca până acum și să crească în fiecare zi din punct de vedere spiritual. Asta, mă rog, lui Dumnezeu. Și știu că orice ar veni în calea ei, va putea face față cu succes. Mulțumesc că ați fost astăzi cu noi aici și că le-am le -am cunoscut pe mamele voastre, prin ochii voștri am reușit să, să le cunoaștem și vă îndemn să continuați să vă rugați pentru mamele voastre, dar și pentru toți copiii și toate mamele din Ucraina care trec prin război în momentele acestea. Vă mai aștept la microfonul părinților. Spunea cineva că mamele sunt precum nasturi, țin totul împreună. Când lipsește mama de acasă, se vede. Când mama organizează treburile casei, se simte. Când mama hotărăște, se trece la acțiune. Când mama cântă, se liniștesc spiritele încinse. Când mama mângâie, durerea e uitată. Când mama face pizza și plăcinte, toată familia e fericită. E o binecuvântare să ai o mamă. Să fii mamă e de asemenea o binecuvântare. Astăzi, mai mult ca oricând, ne rugăm pentru mamele din Ucraina și pentru copiii lor. Când vă priviți copiii dormind, liniștiți, gândiți-vă și la ele și mai ales rugați-vă pentru ele. Mai mult de atât, criza umanitară din Ucraina ne spune că e timpul să ajutăm financiar. Puteți face lucrul acesta în contul ADRA România, care ajută direct refugiații, dar și trimite convoaie umanitare în Ucraina. Dacă puteți asigura transportul refugiaților în diverse locații din țară, ajutorul e binevenit sub coordonarea ADRA România. Accesați mereu pagina de Facebook a ADRA România pentru a afla care sunt lucrurile de imediată necesitate care se pot dona. Din partea conferinței Moldova implicată la Vama Siret, vă punem la dispoziție un număr de telefon pentru a afla cu ce puteți ajuta. 0746 178 178 Ultimul mesaj de la Vama Siret, preluat înainte de emisiune, spune că e nevoie de mănuși și fulare de mâncare neperisabilă gen biscuiți, covrigei, stixuri. Așadar, ajutăm și continuăm să ne rugăm pentru Ucraina. Sunt Anca Nu Numai bine!